Un tânăr de 18 ani a decedat după ce microbuzul în care se afla ca pasager a intrat într-un copac și s-a răsturnat. Accidentul a avut loc marți după amiază, în apropiere de satul Grigorievka din raionul Căușeni. Potrivit poliției, șoferul mașinii, care are tot 18 ani, a încercat să depășească un autocamion, dar a pierdut controlul volanului. La fața locului a venit o ambulanță. Medicii au putut doar să constate decesul pasagerului. Șoferul s-a ales cu diverse traumatisme și a fost transportat la spitalul din Căușeni. Poliția a deschis o anchetă și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul, dar și ce pedeapsă riscă șoferul.